Dorele, ai văzut, mă, că s-a scumpit factura la gaz? Hai, mă, mă, lași! Da, mă, tu n-ai văzut cât e metru cub acum? Că s-a scumpit. Nu mai e cum era înainte. Da, știu cât e berea, mă, habar n-am cât e metru cub. Auzi, dar tu mai ai, mă, contract? Da, bă, niciun contract, bă, la ce-mi trebuie mie contract? Să știi că dacă nu mai ai contract, poți să plătești de 10 ori prețul. Da, ce-mi trebuie? Am văzut la alții care le-a expirat contractul și le-au venit niște prețuri de mamă, mamă. Hai, mă, că ne-am învățat noi așa prost, mă, să stăm cu temperaturi la 24 de grade. Putem să mai stăm și cu o geacă pe noi, mă. Ne mai călim și noi puțin așa, și atâta comoditate, dar nu înțeleg. Uite cât a venit aici pe decembrie. Hai să consumăm gaz, mai facem și economie. Mai o geacă, mai stăm îngrămădiți într-o cameră. E chiar scump, să știi. 600 de lei pentru... Unde scrie, mă? Pentru 208 metri cubi, 600 de lei. Hai, mă, noi să fim sănătoși, mă, că le plătim, mă. Hai, mă, ce e așa mare? Ce, mă, de 10 ori, mă? La alte te duci și primești de 2 ori diferența. De la de 2 ori la 10 ori nu mi se pare așa scump. Hai, noroc. Hai, și gaze ieftine.